Programul Brăceau Secțional de Mediu, organismul intermediar Craiova, organizează o vizită la unul din obiectivele în implementare și respectiv la proiectul extinderea și abilitarea sistemului de apă și aprobutată în județul Olt. Cu această ocazie se va vizita sediul companiei de apă Olt și se va merge la stația de epurare Slatina, care este în fază avansată de execuție. Programul operațional sectorial de mediu are 5 axe prioritare. Acest obiectiv care se vizitează astăzi este în cadrul axei prioritare 1. Organismul intermediar post-mediu are în implementare în acest moment un număr de 17 proiecte, dintre care două sunt pe axa prioritară 1, sistemele de apă și apăuzată. Unul este pe axa prioritară 2, managementul integrat al deșeurilor. Unul este pe axa prioritară 3, acest covora, modernizarea sistemelor de termoficare urbană. Două sunt pe axa prioritară 5, protecția împotriva inundațiilor, și pe axa prioritară 4, care se referă la protecția naturii și conservarea biodiversității, avem un număr de 11 proiecte în implementare și 18 în evaluare.